Salut! Mă numesc Anastasia și astăzi vom rezolva o ecuație rațională. Avem de rezolvat această ecuație rațională. Primul pas trebuie să găsim DVA. Numitorul fiecarei fracții trebuie să fie diferit de 0, adică x plus 2 trebuie să fie diferit de 0. De aici rezultă că x este diferit de minus 2. x aparține mulțimii numerelor reale fără minus 2. Pasul 2. Începem să rezolvăm. Ca să fie mai ușor de rezolvat, îmulțim pe diagonale, adică 3 îmulțim cu x pătrat plus 5x plus 6 și x plus 2 cu x plus 7. Ca să deschidem paranteze, îmulțim 3 cu fiecare termen din paranteză. 3 îmulțit cu x pătrat este 3x pătrat, 3 îmulțit cu 5x 15x, 3 îmulțit cu 6 va fi 18 este egal. Și aici la fel, ca să mulțim două paranteze, fiecare termen din prima paranteză înmulțim cu fiecare termen din a doua paranteză. x înmulțit cu x va fi x pătrat, x înmulțit cu 7 va fi 7x, 2 înmulțit cu x va fi 2x și 2 înmulțit cu 7 va fi 14. Mai departe, trecem toți termeni în partea stângă. Trecând terminul în partea stângă, schimbăm fiecare semn. 3x pătrat plus 15x plus 18, x pătrat când treci în partea stângă devine minus x pătrat, era 7x devine minus 7x, minus 2x și minus 14, egal cu 0. Mai departe adunăm termeni asemenea. 3x pătrat minus x pătrat este 2x pătrat, 15x minus 7x este 8x și minus 2x, 6x plus 6x și 18 minus 14 este plus 4, egal cu 0. Mai departe împărțim toată ecuația la 2. 2x pătrat împărțit la 2 este x pătrat, 6x împărțit la 2 este 3x și 4 împărțit la 2 este 2. Avem de rezolvat ecuația de gradul 2. Rezolvăm prin delta. Delta este egal cu b pătrat minus 4ac. Adică 3 la pătrat minus 4 înmulțit cu coeficientul a este 1 și coeficientul c este 2. Egal. 3 la 2 este 9, minus 4 înmulțit cu 1 și înmulțit cu 2 este 8. 9 minus 8 egal cu 1 delta este mai mare ca 0, înseamnă că avem două soluții. x1 este egal cu minus b minus radical din delta supra lui 2a. Coeficientul b este egal cu 3, adică avem minus 3, minus radical din 1 supra lui 2 înmulțit cu 1. Minus 3 minus 1 este egal cu minus 4 supra lui 2 și este egal cu minus 2. x2 este egal cu minus b plus radical din delta supra lui 2a. Avem minus 3 plus radical din 1 supra lui 2 mulțit cu 1. Minus 3 plus 1 este egal cu minus 2 supra lui 2 și va fi minus 1. Noi am obținut soluția x egal cu minus 2 și x egal cu minus 1. Dar numai decât trebuie să comparăm cu DVA. Avem DVA, x aparține numerelor reale fără minus 2. Adică minus 2 nu intră în domeniul valorilor admisibile. Adică minus 2 nu aparține lui DVA și minus 1 aparține lui DVA. Rezultă că soluția Ecuației este minus 1. Sper că acest exercițiu ți-a fost de folos. Succes ție la matematică!